Vă salutăm, prieteni! Ne-am reîntâlnit după această scurtă pauză pascală, petrecută, sigur, în condiții de pace și de demnitate europeană. Da, intrăm în actualitatea următoarelor două luni, cu capul înainte, drepți, falnici, într-adevăr, pentru tot programul ăsta electoral care ne așteaptă, într-o primă fază și apoi, sigur, că sperăm cu atât cu venirea verii să se intensifice și canicula, să ne dăm și noi seama că suntem în secolul 21. Citeam că Sebastian Burduja, marele candidat PNL la primăria capitalei, le cere bucureștenilor, un mesaj foarte interesant, să-i trimită fotografii cu toate locurile pe care le văd în oraș și care n-ar arăta precum o capitală a secolului 21. Să-i arătăm așadar cu toții Nicușorului ce înseamnă Bucureștiul de care el fuge. Astea sunt niște îndemnuri mai degrabă de persoană care se uită la campanie, domnule Burduja, nu de persoană care participă la ea. Că așa pot să vă arăt și eu, de exemplu, niște imagini cu autostrăzile din Franța. Că tot m-am deplasat, am avut o treabă în interes de serviciu și m-am dus un pic prin sudul Franței în aceste zile. Pot să vă trimit niște imagini cu autostrăzile franceze. Dacă chiar vă doriți să vedeți imagini cum ar trebui să arate ceva. Haideți totuși să nu intrăm în detalii de genul ăsta. Nicușor Dan, sigur că n-a inventat nimic în București. El a continuat, practic, un mandat secătuit de rațiune și de creativitate al doamnei Gabriela Vrânceanu, firea Pandele, care nu-i decât o varanistă. N-avea cum să conducă Bucureștiul. Da? N-avea ce să facă Nicușor Dan, pentru că este într-o mlaștină dintre asta plină de mrene. O mlaștină de-asta a birocrației totale. Ăsta este Bucureștiul. Indiferent că vine Burduja, că se întoarce Băsescu, că vine Klaus Iohannis sau că vine Piedone, Bucureștiul va arăta tot la fel. Lucrurile nu se pot schimba. A, că avem idei și că ne-ar fi plăcut să fie cumva. Sigur că se poate. Îi transmit domnului Burduja că de la Cabdai, de exemplu, Cabdai, cum i-ar fi zis ăia lui Silviu, lui Sabin German, Sonzai, ăia lui de la Bruxelles. Țineți minte când ne povestea că mânca fără usturoi și reținuseră ăia? Cap, da, adică un fel de cățel de usturoi pentru domnul Burduja. Până la Lille, în nordul Franței, adică la granița cu Belgia, sunt vreo 1400 de kilometri. E bine, ei pot fi făcuți numai pe autostradă. După aia, dacă de la Lille te plictisești, vrei să te duci până la Biarritz, la granița cu Spania, mai faci vreo 1200-1300. Tot numai pe autostradă. Dacă după aia de la Biarritz vrei să mergi la Courchevel, adică din Pirinei în Alpi, sunt vreo 700 de kilometri numai pe autostradă. Uite, de exemplu, tot așa ne-am dorit și noi, domnule Burduja, sau domnul Grindeanu, sau domnul Ciolacu. Dar știm foarte bine că România nu va arăta niciodată așa. Autostrăzi unde mergeai cu 170 de kilometri la oră ca berilă. Ți se rupea. E bine, în România, dacă vrei să faci distanța asta, deci un cap dai Lille, în Franța se face cam în 8 ore. La ei ai face-o cam, adică la noi ai face-o cam în 48 de ore. Deci sunt 40 de ore de diferență, rezonabil vorbind aici, plus minus, sigur, poți să faci mai puțin. Mergi cu 230, asta e. Deci n-are sens să intrăm în detalii. Hai mai bine să vorbim despre canale, despre găuri, despre apă caldă, despre țevi, despre șobolani, despre lucruri care nici ele nu pot fi rezolvate, bineînțeles, dar care sunt mai aproape de cotidianul nostru. Avem o țară ca o cloacă. Asta este ideea. O țară unde de la București la Nădlac faci 10 ore. Păi în Franța, domnule Burduja, ai face 3 ore. Da? Asta e diferența, mai vorbesc de căile ferate. Știți că e un subiect care ne vine des pe bombeu. Păi așa pot să-i transmit și eu lui Grindeanu exact ce-i transmiteți dumneavoastră lui Nicușor Dan în fiecare zi. Și eu am toate ideile din lume pentru căile ferate române. De exemplu, linii de mare viteză, căi ferate electrificate, da, pasaje, viaducte, da, poduri. S-a făcut ceva în România? E ușor să vii și să spui acum, candidând, că tu le vei face. Ce să faci, bă? După un mandat de încă 4 ani, Bucureștiul va arăta exact ca și până acum, indiferent cine îl va conduce. Da? Pentru că nu se mai poate face. 90 se mai putea.
în 92-94, un an ăia în care noi stăteam și îl votam pe Ion Iliescu, hai să zicem că se mai putea face ceva. Poate nu era totul pierdut. Acum cu siguranță nu se mai poate face nimic. În niciun domeniu, nici la prezidențiale, nici la locale, e doar o gargară. Sigur că trebuie să vii să spui ceva. În ziua în care vom avea un candidat care va veni și va spune că nu se mai poate face nimic, abia atunci vom intra într-o nouă eră. Bun, mergând un pic mai departe la subiecte, ăsta era unul interesant cu Burduja, da? M-aș mărgini deocamdată totuși la câteva interne, înainte să abordăm latura internațională. Același Burduja oferindu-i lui Nicușor Dan un plan pentru capitală, un plan pentru un București bine condus, un plan pentru normalitate. Am mai avut astfel de discursuri și la locale și la prezidențiale, chiar și la europarlamentare. Cum ar putea să arate orașul dacă, într-adevăr, nu ne-am fi bătut joc de el 35 de ani? Sau dacă am fi oameni, că noi de fapt nu suntem. Da. Se vede diferența asta între un român și un cetățean european în câteva secunde. Da. Exact după căutătură, după ăsta, este la noi totul clasic. Recunoști un român, o imagine din România, mai mulți români într-un loc, imediat. Da. Ideile pe care le avem, ce ne vine imediat în cap, cum să încercăm să fraierim, să păcălim, să supraviețuim, pe când alții n-au nicio legătură cu asta. Parcă nici n-ar trăi într-o lume ca a noastră, parcă nici n-ar fi oameni, bă. Deci sunt niște diferențe incredibile între cum gândește un român. Sigur, noi avem flexibilitatea limbii, e adevărat. Avem posibilitatea să vorbim o limbă excepțională, net superioară majorității limbilor de pe planetă, asta este clar, pentru că îi dă o flexibilitate pe care aproape niciun occidental nu o are. Bun, asta e o temă dragă nouă, o temă de lingviști, o temă serioasă pe care ai putea să o dezbați sau să o publici după studii amănunțite, dar asta este practic singurul capitol unde noi dominăm pe cei mai mulți. Chiar și limbile latine, de exemplu franceza sau spaniola, nu au flexibilitatea limbii române. În niciun caz. Adică sunt mult mai schematizate și asta sigur că dacă faci un studiu aprofundat, îți creează un avantaj inclusiv în creier. Da? Noi suntem din punctul ăsta de vedere aproape cei mai favorizați europeni. Da? Fără să fie ăsta un, poate să pară un discurs umplut de patetism, de naționalism, ala Ghiță Funar, nu, nu este deloc așa. Da? Pentru cine studiază în amănunt limbile astea importante europene, nu mai intrăm în amănunte de astea cu limbi Bantu și Swahili, vorbesc de astea de la noi, din zona noastră, suntem aproape cel mai bine plasați. Și avem niște aturi pe care alții nu le-au, schematizarea altor limbi, limba română fiind o latină vulgară, vă reamintesc, o napoletană vulgară chiar, are alte atribute pe care aceste limbi standardizate nu le mai au. Oamenii nu reușesc să intre în profunzimea unor detalii pe care noi le avem la îndemână. Noi, din păcate, asta ne-a făcut mai giumbușlucar, mai șmecher, mai, cum spuneam mai devreme, niște supraviețuitori. Alții n-au nevoie de asta. În limbile lor schematizate, în frazele lor bateau, cum zice francezul, adică tip așa, niște fraze care sună gol, s-au descurcat. Tocmai pentru că există și reversul medaliei. A fi tot timpul schematizat, ordonat, standardizat, da, implică o anumită rigoare pe care noi nu o avem. Noi nu avem o rigoare nici în limbă, nici în comportament. Alții o au. Da? Chiar și limba engleză, bine, nu asta vorbit acum pe străzi de tineretul generației Z sau cum s-o numit, Ț sau W, nu ăștia. Da, chiar și engleza clasică, tradițională, nu se apropie de o limbă atât de flexibilă cum e a noastră. N-am reușit însă să ne ducem în altă dimensiune, dar am supraviețuit prin asta. Mircea Joană, mare candidat, într-adevăr, așa cum remarcasem și noi, nu că ne-ar fi avantajat această informație, dar are o replică onestă, corectă, între socialiștii lui. Spune că este atacat din PSD, în toate direcțiile, practic, pe bună dreptate, sigur, pentru că sondajele îl creditează cu șanse reale la prezidențiale. Nu știm cât sunt de clare aceste șanse, cât sunt de clare intențiile lui Joană pentru prezidențiale. Cert este că imaginea lui, nemai fiind voalată,
de actualitate internă, el ieșind cumva din raza noastră de acțiune și venind cu această etichetă de la NATO, sigur că prezintă niște aturi pe care bezmetici ăștia care s-au învârtit în gol în politica internă nu le mai au, dacă le-ar fi avut vreodată. Ăsta este atul lui Joana, da. Noi trebuie să ne gândim că un Joana este totuși un om cu limbă de lemn, este un tip care acționează ca un PSD-ist, ca un socialist, așa a făcut-o și pe vremea când făcea politică în România, nu este un tip care se poate să treacă în altă dimensiune. Are un discurs, într-adevăr, interesant în off, așa că stai de vorbă cu el la iarbă verde, probabil că Mircea Joana nu este genul de om pe care îl vedem la televizor. Dar politica l-a cantonat într-o dimensiune și el n-are cum să iasă din ea. Asta e limpede. Poate să fie președintele României 100 de ani. Vreau să vă spun că și Ion Iliescu, pentru cei care sunt tineri, sigur, nu este o soluție, nici măcar această explicație, dar ei nu l-au prins pe Ion Iliescu, ăla care a venit în pulover în 1989 la televizor. Chiar și Ion Iliescu avea o flexibilitate a limbajului pe care politicienii momentului respectiv nu aveau. Adică el și cu Petre Roman păreau atunci într-adevăr dintr-o altă lume față de ce avusesem noi până în 89 și asta a prins la popor atunci. El a văzut pe Iliescu, diferența dintre el și Ceaușescu era oricum evidentă în prezentare și lumea a zis, bă, tată, e de-al nostru, hai să-l votăm pe Ion Iliescu. Deci cam așa este și Mircea Joana. Da? Nu este un Ceaușescu, dar nu reușește după aia, odată ce ajunge într-o poziție de tipul ăsta, el nu reușește să se reinventeze. Aici e problema lui Joana. Cineva ar fi trebuit să explice că stilul ăsta de politică în secolul 21 nu mai ține. El e politician. Adică vine, nu spune nimic și nu face nimic. Da? Ar trebui să aibă măcar un limbaj să învețe de la Traian Băsescu, care nu era politician. Era un tip adaptabil. Era un tip de scurcăreț, era un tip care știa să mânuie niște cuvinte, deși nu era un bun orator. Nu fusese niciodată. Dar știa, într-adevăr, să capteze interesul. Așa i-a cucerit, finalmente, pe români, pentru că era din altă categorie. Nu era un politician rasat, nu făcuse politică de înalt nivel, nici n-avea unde. Dar a reușit să se implementeze, așa cum și în alte părți, nici Macron nu era politician, nici Zelenski nu politician. Și sunt atâtea cazuri. Deci n-au făcut niște școli politice care să le permită să schimbe discursul, cum era un Chirac sau cum era un Sarkozy. Atât doar că nici ăștia, odată ajunși în funcție, n-au reușit finalmente să schimbe lumea. Chirac a mai schimbat un pic, era altă epocă. Dar deja la Sarko, în afară de șmecheriile lui personale, n-a lăsat lumii nimic. În mod evident. Joana, despre anunțurile lui Macron, că tot îl pomeneam, NATO n-are nicio intenție să trimită trupe în Ucraina și nu există discuții în acest sens, a mai dat și Macron un pic din casă, încă o dată el nefiind un politician. Și nici nu mai are foarte multe de pierdut Emmanuel Macron, pentru că până în 2024, la ei sunt alegeri în 2027. Mai mult. Până atunci nu este an electoral în Franța, în afară de alegerile astea pe care le știm cu toții la europarlamentare. Își permite să spună astfel de lucruri pe timp de război. Dar sigur că îi lipsește un anumit tip de diplomație lui Emmanuel Macron, ceea ce nu este neapărat un dezavantaj. Atât doar că în situații de genul ăsta, să te ia gura pe dinainte de 4 sau de 5 ori în momente cheie, nu te credibilizează foarte mult. Dar cine e să te judece? Asta vin să întreb. Poporul nici într-un caz. Poporul din ziua de astăzi, că e vorba de poporul francez sau de poporul din sectorul 5, este practic același. Gradul de înțelegere a faptelor și a actualității este minim. Deci cine este să te... că te judece niște analiști, care la ei sunt un pic mai interesanți decât la noi. Uite, de exemplu, acest weekend a fost marcat de decesul a doi oameni monumentali, fiecare în segmentele lui de activitate, Cesar Luis Menotti, primul antrenor care a adus titlul mondial Argentinei în 78, și Bernard Pivot, marele om de litere francez, scriitor, jurnalist, realizator de emisiuni, cu toți în viața asta, absolut noi toți, unii
cu bună știință, alții fără să știm, ne-am fi dorit să fim Bernard Pivot. Nu cunosc practic niciun om pe planeta asta care să nu-și fi dorit să fie Bernard Pivot. Puțin dintre noi au reușit să ajungă să fie Bernard Pivot și unul singur cu adevărat a adus acest destin până la capăt, a murit la 89 de ani, la Neuilly-sur-Seine, lângă Paris. Practic cel mai mare om de litere care a apărut vreodată la televizor. A avut niște interviuri fascinante cu cei mai mari scriitori din toate timpurile, dar pe de altă parte a și recunoscut în multe rânduri că deși era probabil cel mai cultivat om de pe planetă, siguranță era cel mai cult om de pe planetă, nu știa să scrie, în sensul în care nu știa să scrie un roman. A avut multe opere publicate, dar n-avea talent la scris. Însă avea talent în toate celelalte domenii. Era impertinent, de exemplu. Sunt formidabile emisiunile lui cu Nabucov, cu tot felul de scriitori de ăștia de premiu Goncourt în Franța, internațional, cu Milan Kundera. Aproape n-a scăpat nimeni de interviurile lui Bernard Pivot. Și, sigur, cunoscut în Europa asta de Est, pentru Bouillon Culture mai mult decât pentru Apostrof și pentru dictările pe care le dădea. Au ajuns faimoase în toată lumea, dictările lui Bernard Pivot. Dar asta este, viața se termină la un moment dat și pagina după aia se învârte repede pe lumea asta. Sigur că o moarte nu șterge o viață, e adevărat, pentru că, slavă Domnului, ne hrănim din cei care nu mai sunt. Că dacă am fi nevoit să ne hrănim și să ne luăm seva numai de pe această lume, ar fi prăpăd absolut. Uitându-ne puțin și în actualitatea internațională, omul nostru, bă, că la el o să ajungem imediat, stați numai puțin să îi facem onoarea, să-i deschidem și pagina, dincolo de candidaturile astea, dar hai, până să ajungem totuși la el, că asta e o imagine bună, probabil că toată lumea știe, Vladimir Putin a depus oficial în această zi jurământul pentru nou mandat până în 2030. Nici nu sună foarte îndepărtat, pentru că Vladimir Putin nu este Kim Jong-un, nu are 40 de ani. Vladimir Putin are în momentul de față vârsta lui Neanicu, practic. La inaugurare a vorbit despre război, că despre ce să vorbească, spunând că împreună națiunea rusă va câștiga acest război. Am nu știu dacă îl putem vedea exact în această imagine, am încercat să o și măresc puțin, a fi interesant să-i vedem pe cei care îl salută la intrarea în sala de ședințe pe Vladimir Putin, iată-l, îl mai măresc un pic dacă s-ar putea. Uitați-vă la cei din stânga și din dreapta lui. Nici măcar la fenian nu vedem așa ceva. Da, spuneam, 2030 nu este incomensurabil, un mandat de 6 ani, așa este în Rusia, dar toată lumea e optimistă și crede că Vladimir Putin va apuca 2030. Trebuie să ne pregătim pentru multe declarații ostile, pentru multe tentative de astea de destabilizare a liniștii europene. În primul rând, asta este misiunea rușilor și a celor care conduc Rusia, să nu ne lase să trăim într-un confort dintre asta, într-o beatitudine dintre asta iremediabilă. Mereu să ne simțim cumva amenințați, pentru că Rusia asta poate să facă. Un pic de gargară. În rest, nu cred că există vreun risc major pentru noi, toți ceilalți, odată cu desfășurarea acestui război în Ucraina, nu cred că există temeri pentru ca Rusia să mai întreprindă vreo acțiune. Că, în primul rând, n-ar avea nicio justificare, să nu uităm. Asta e un lucru care contează. Chiar dacă se spune că, bă, Vladimir Putin e nebun, a luat o raznă, nu mai contează. E un Hitler, nu știu ce. Nu e așa. Nu e așa. El n-are o justificare pe hârtie în niciun fel. Acolo a găsit una. A găsit și mai multe, pentru că se știe foarte bine, dar Ucraina colcăia de rusofoni. Da? Și o zonă în care Rusia era percepută într-adevăr ca o țară stăpână. Există atâtea pâlcuri în Ucraina, nu numai în bazinul Donețcului și nu numai în Crimea, unde rusul era la el acasă. Belarusul, sigur, nu e o necesitate sau o parte din Republica Moldova. Astea, da, pot să fie
ținta unor atacuri ale rușilor. Dar celelalte țări nu există nicio justificare, practic. Ori țările care n-au făcut niciodată parte din URSS, cum este și cazul nostru, ce motiv ar avea Rusia să intervină? Atunci n-ar mai avea aliați nici măcar la Palatul Elisee. Franța este un aliat puternic al Rusiei, după cum se știe, de altfel e una dintre cele 7 țări din Uniunea Europeană care a trimis ambasador astăzi la discursul solemn al lui Putin pentru investitură. Franța sigur că ține la relațiile pe care le are cu Rusia, sperând la un moment dat că se va termina războiul. Și atunci să profite un pic de faptul că n-a fost chiar cel mai mare oponent al lui Vladimir Putin. Contează și lucrurile astea pentru că europenii își fac calcule. Calcule comerciale, calcule politice, administrative, financiare. Mai puțin îi interesează pe politicieni ce crede talpa țării. Acolo Putin este detestat, la fel ca la noi. Dar oamenii nu prea au de spus mare lucru odată ce și-au votat conducătorii. După aia decid conducătorii pentru ei și, după cum știm, nu decid niciodată, așa cum ne-am dorit noi să decidă. Bun, haideți că luăm o pauză și ne întoarcem într-adevăr cu imaginile și cu informația zilei. Fraților, ne-am întors, vă spuneam cea importantă informație a zilei și nu numai a zilei, probabil a acestui deceniu, este faptul că în Coreea de Nord, la data de 8 ianuarie, a trecut ceva de atunci adevărat, se presupune că Kim Jong-un ar fi împlinit 40 de ani. Ama el arată ca un om așa de 50 și ceva. Nimeni nu știe când s-a născut Kim Jong-un, atenție. Nimeni nu știe sigur când va pieri. Dar dacă facem un calcul rotund și în același timp sinistru, asta înseamnă că mai au cam 40 de ani nordcoreenii de tras cu el. E greu să moară de o boală de asta pe care medicii ar detecta-o imediat și l-ar îngriji cum se cuvine. Se poate spera doar la un atac de cord. Un atac de cord, vreau să spun, nu de cord, de cord, pentru că așa a murit și Tasu la un moment dat, când călătorea cu trenul ăla blindat și când, după o orgie dintre asta, i s-a făcut rău. Asta se poate întâmpla. Să iasă la o petrecere, la o festivitate și acolo să îi se facă rău de la mâncare, de la femei, de la băutură, n-are importanță, de la butonul nuclear. E greu să moară în patul lui. Nu, puțin probabil acest lucru, dar pe de altă parte, încă o dată, dacă e un pic atent și ăștia din jurul lui știu să-l strunească, o duce până la 80. Avem imagini cu o sărbătoare mai colorată decât oricând. N-am văzut asemenea baloane niciodată în era Ceaușescu. Este într-adevăr un festin ce vedem acolo. Dacă ne uităm bine și încercăm să citim în limba nord-coreană, îi vedem pe conducători, atenție, trebuie să vă uitați sus, la prezidiu, cum se spune, acolo îi vedem pe conducători, Kim e în geaca aia lui de boschetar, da? Cum făcea Turcia pe vremuri mitică Dragomir. Deci cam așa, îl vedeți acolo în mijloc, salutând un public încă o dată exuberant, colorat, magnific, absolut magnific. Dacă ne uităm peste aceste litere în limba coreană, din când în când se mai vede câte o cifră. Uite, mie mi s-a părut, de exemplu, că în al doilea pasaj acolo scrie ceva 2 lei. Da, nu cred totuși că e vorba de o petrecere de 2 lei sau de un conducător de 2 lei. Da? Apoi apare un 1, jos vedem că anul 2024 și la ei. Da? Încă o dată foarte multe nu s-au descifrat. Puteți de asemenea vedea arhitectura, iată, blocurilor din spate, remarcabilă pentru Coreea de Nord. Bun, sunt lunetiși peste tot, pe la toate ferestrele, de acord. Dar bă, totuși, 2024, uitați-vă puțin, e un culoare care noi nu l-am avut. Niciodată în epoca Ceaușescu. Nu existau blocuri care să arate așa. Asta totuși ne pune un pic pe gânduri și dă apă la moară, sigur, celor care desfințează în fiecare zi din prostie actualitatea internă și internațională, pentru că nu știu să se informeze. Dar totuși ne dă un pic de gândit, bă, dacă totuși nu fi chiar așa, că uitați-vă puțin ce apartamente sunt, stau nomenclaturiști în ele, bă, dar chiar și așa.
Chiar și așa arată mai bine decât Bulevardul Primăverii la noi. Înseamnă că totuși în Coreea de Nord sunt unii, dincolo de mega aparatul de stat, sunt unii, poate din eșaloanele 2-3, care să nu ducă chiar așa de rău cum ni se spunea nouă. Da, bun, dacă ne referim strict la popor, despre ăsta se spune că nu mai are nimic de mâncat de prin 2011. Atenție, de atunci este la putere Kim Jong-un. 2011. Că vedeți, apare aici un 113, nu știu exact, 13 însă ar reprezenta perioada 13 ani de când e la putere. E un început, sigur, e un bun început pentru Coreea de Nord. Avem aici un alt material din Adevărul despre mesajele ascunse ale unui cântec de propagandă dedicat lui, descifrate de experți. Ce o fi asta? Și că au descifrat niște mesaje politice, noua melodie de propagandă intitulată Tatăl Prietenos, pe TikTok. Da? TikTok, sigur că e o platformă care vine din China, nu știu ce varianta ei este accesibilă în Coreea de Nord, întrucât astea sunt povești. Coreenii n-au acces la internet, doar ăștia care sunt în altele cercuri ale puterii, diaspora nord-coreană, atâta câtă mai e, și noi restul. Ei n-au acces. E o captură aici ceaușistă, într-adevăr, cu marele Kim Jong-un sărutând pe obraj, nici nu ne dăm seama ce e acolo. O fetiță, un băiețel, nu știm ce e. O creatură, într-adevăr, greu identificabilă în aceste imagini, în această captură. Cântecul începe cu versurile. Să cântăm despre Kim Jong-un, marele nostru lider. Să ne lăudăm cu Kim Jong-un, tatăl nostru prietenos. Bă, cuvântul de laudă venit aici, nici la Ceaușescu nu era așa ceva. Și asta nu o spun invidios. O spun protentă că poate nu-i traducerea ideală. Pentru ce este laus cu... Adică, un pic de modestie în versurile astea monumentale care vor rămâne în istorie, sigur că trebuie să existe. După ce a preluat puterea de la tatăl său, Kim Jong-il, sau Kim Jong-doi, cum spuneau marele știriste de la ProTV, care mănâncă miel de Paște, vopsesc ouă, dau interviuri, ăsta e jurnalismul din România. Prost să fii, dar într-adevăr să stai în banca ta. Exact cum vă povesteați despre facultăți, despre școli, în general să-mi fii un nimeni, că atunci ești ok. Ești bine văzut, ai oferte, da, primești telefoane, dar tu ești un cretin, nu știi nimic. Da, deci de acolo vine, ăsta e jurnalismul de la noi, deci Kim Jong-doi, așa îi spuneau. În 2012, atunci s-a prăpădit, el a fost numit marele succesor, ăsta Kim Jong-un. Experții sunt de părere că cel mai recent Kim Jong-un se îndreaptă într-o altă direcție. Asta sunt așa niște tendințe interpretate de noi, tinzând spre un titlu mai apropiat de familie, precum l-a avut bunicul său, da? Primul lider al Coreei de Nord, Kim Il-sen, supranumit atât tată cât și marele conducător. De acolo era și la noi cu marele cârmaci, cu... Noi nu mai puteam spune marele conducător și atunci am dat asta cu cârmaciu. Era chiar și în poezii. Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor foloseau termenul, Nicolae Dragoș, toți lingăii națiunii foloseau termenul de mare cârmaci. Atenție, el este o traducere nord-coreană de la marele conducător, Kim Il-sen, practic fundatorul, da, dinastiei Kim și a dictaturii în Coreea de Nord. În fine, realizat de Kim împreună cu echipa sa, videoclipul în care acesta este asemănat cu un tată pentru poporul său, ceea ce e normal, e chiar foarte puțin, foarte modest. Sigur că e un tată pentru poporul său, dacă țara e a lui. Denotă o mai mare centrare pe sine și reflectă prin imagini și versuri maniera în care dorește regimul să fie perceput de cetățeni. Mie mi se pare că ei au niște lacune inexplicabile. Păi adică cum? Nu sărbătoreau până acum zilele de naștere? Nu sărbătoreau tot felul de petreceri din astea, zilele onomastice, tot felul de porcării din astea? Mi-e greu să cred că acum noi am aflat că el pe 8 ianuarie
Ăștia toți sunt născuți în ianuarie. Julian Nicu era la fel. Coana Leana, toți. Ianuarie. Am aflat că ar fi împlinit 40 de ani acum 3 luni. E? Nu e o informație solidă asta, bă. Să vede ce jurnalism se face pe planetă și în Marea Britanie și în Statele Unite. Astea sunt știri. Că a făcut 40 de ani pe 8 ianuarie, așa se crede. E adevărat, nici de Ceaușescu nu se știa când era născut. El ascundea data nașterii, aia cu 1918 a apărut la un moment dat. Dar nu era dintotdeauna bătută în cuie. Ceaușescu s-ar fi născut la 26 ianuarie 1918. Nu este evident. Nici astăzi. În fine, o doamnă de la Universitatea Cambridge, Alexandra Leonțini, care studiază muzică nord-coreană, fascinant. Da. De asta ești la Cambridge, bă. Poți să studiezi orice. Chiar și muzică nord-coreană, incredibil, consideră că această nouă viziune idealistă asupra liderului suprem ar putea semnala o schimbare produsă în țară. Nu vedem nicio schimbare deocamdată de niciun gen. Un cântec este aproape ca un ziar în Coreea de Nord, asta clar. Atât doar că un cântec durează mai mult decât un ziar, cel mai probabil. Bun, în actualitatea internațională, de asemenea, vizita lui Klaus Iohannis în Statele Unite, întâlnirea sa cu Joe Biden la Casa Albă, teme de discuție puține și nesemnificative, nu te mai poți ambala la așa ceva. Pe vremea când Neanicu se întâlnea cu Nixon, da, era ceva, era un eveniment. Când venea Bush în România, vedeam altfel. Acum că se întâlnește Iohannis cu Joe Biden, nici unul, nici altul, ne reprezentând aproape nimic, decât niște instituții, dar ei ca persoane nu reprezintă mare lucru, nu ne mai putem inflama. Nu este o întâlnire care să ne schimbe viețile. Întâlnirea de la Casa Albă lui Iohannis cu Biden. Iulia Navalnaya, da, soția știți cui, după ce Vladimir Putin a depus jurământul, tovarășa Iulia a declarat: țara noastră este condusă de un mincinos, un hoț și un asasin. Sunt corecte toate trei. Ai noștri ar fi spus în prostia lor și în tendința asta de a exagera că Putin este un mafiot. Păi ce sens? Putin n-a fost niciodată în Corsica. Da? Nu s-a născut din rude corsicane. Da? Aia e mafie. Ce legătură există între un amărât în sectorul 5 sau un candidat de pe nu știu unde și mafia corsicană? Niciuna. Nu știți ce e aia, mafie corsicană. Asta sunt doar așa. Deci aici Iulia are dreptate, ne încercând să exagereze doar așa de amorul artei. Este un mincinos, evident, este un hoț, clar, este un asasin, acum mai mult ca oricând, și-a omorât mai bine de o jumătate de milion de oameni, fără să facă nimic. Nici pentru ei, nici pentru țară. Dar am și eu o întrebare pentru doamna Iulia, așa sigur, la modul pe care îl oferă relația asta de la televizor la canapea. Ce fac femeile în acest război? Femeile din Rusia și femeile din Ucraina. Care este rolul femeilor în acest război? Ar fi foarte interesant ca la un moment dat, după cum ați observat, se vorbește puțin spre deloc despre această situație. Oare de ce femeile nu sunt în primul rând în acest război? Sau în rândul al doilea? Sau de ce nu auzim aproape nimic și nu vedem imagini cu femei în acest război? Pentru că trăim într-o lume în care totul este echivalent. În politică, în administrație, în viața de zi cu zi, nu mai poți să faci o glumă astăzi pentru că ești taxat, că ai vrut să spui altceva, de parcă ăla care te taxează e mai deștept decât tine. Nu, el e un taximetrist, da? Sau este un taxator, sau este un milițian, nu? Un securist. Asta vin să întreb, ce se întâmplă cu femeile în acest război? Oare rolul lor nu este să combată atâta timp cât această lume este și lumea lor? Nu? Dacă politica astăzi dai greș în Occident, vreau să spun, la numărătoare, ai să zicem 32 de miniștri. Dacă 18 sunt bărbați, da, în loc să fie doar 16, e dezastru. Da? Să refac calculele, da? E ca la bilele calde și bilele reci, la tragerile la sorți în sport. Să reface tragerea, să rediscută, să deschid procese penale. Păi, domnule, dacă sunt 16 femei
în calitate de ministru, de ce n-ar putea, de exemplu, să lupte în acest război? Să aibă putere de decizie, nu numai să țină arma în mână. Nu prea auzim vorbindu-se despre așa ceva. Femei care să se înroleze din toată lumea, să combată, nu doar femei care să comenteze războiul. Că până la urmă, chiar dacă nu vă convine, pentru că sigur este un secol al lașității și al oamenilor prost pregătiți, dar să vedeți că la un moment dat aceste lucruri se vor întoarce invers. Și se va atrage atenția că, totuși, după faptă și răsplată, n-ai participat la marele război, că atât are planeta astăzi, un mare război, da? Să nu anticipăm ce se va întâmpla, câte națiuni vor mai intra, unde se va escalada acest război și unde nu. Deodată, ce vedem noi aici este că nu prea se vorbește pe front de niște doamne. Ori mi se pare că dacă femeia are toate atributele și toate calitățile pe această planetă, ar trebui să și combată într-un război care este mai important decât o gargară sau o emisiune de divertisment la televizor. Iată un subiect pe care nici politicienii noștri și nici ai lor n-au reușit deocamdată să-l tradeze. Nu veniți mie să spuneți că femeia nu-i pregătită sau că nu știe să țină o armă în mână. Bă, cum? Nu ea ține o casă? Nu ea ține o viață? Nu totul se învârte în jurul femeii? Așa și este. Pe aceste condiții, cum să nu te duci să combați chiar mai bine decât bărbații? Știți vreun domeniu unde bărbații să le fie superior femeilor? Că noi nu știm niciunul. Păi și atunci lăsăm războiul care ne modifică destinele. Lăsăm războiul pe mâna unor imbecili? Nu, tată. Aici ar trebui să combată femeile care sunt mai destoinice la toate capitolele decât bărbații. Cred că este o regretabilă eroare pe care o comite această planetă. Poate totuși președintele Iohannis să vorbească la Casa Albă despre acest lucru. O să vedem și poate că o să și aflăm. În orice caz, până atunci, apropo de Casa Albă, Joe Biden, care sigur nu are toți termenii și toate țiglele pe casă, de asta spuneam că este un președinte de o nulitate absolută, instituția, Casa Albă și astea, da, dar nu el ca persoană, trebuie să avem luciditatea, că de asta suntem a patra putere în stat ca jurnaliști, trebuie să avem luciditatea să spunem lucrurilor pe nume și să încercăm să îi dăm adevărului măcar portița lui de scăpare în acest secol făcut pentru jivine. Joe Biden este un rebut de politician. De bine, el a avut o ieșire absolut catastrofală de unăzi, apropo de economia Japoniei. Un subiect pe care nu numai că nu-l stăpânește, dar nici n-avea de ce să-l abordeze, Japonia fiind un mare aliat, un imens aliat al Statelor Unite, nu mai se discută de Pearl Harbor acum, pentru cei care locuiesc la țară. E bine, el a catalogat marți, mai degrabă marți, marțea trecută, nu marțea asta, când au avut loc primele discuții, ar fi spus că xenofobia este responsabilă. O discuție mai largă, dar asta s-a reținut ca idee. Sigur că japonezii au fost consternați și au considerat regretabile comentariile făcute de președintele american. Ama, sigur că Biden, aici nu, problema nu este că n-avea voie să se exprime. Nu e libertatea de exprimare de amendat în această discuție, ci, până la urmă, profunzimea elementelor de care el nu dispune. Să pricepe la economia japoneză Joe Biden cum se pricepe la geografie Klaus Iohannis. Adică are niște consilieri, mai buni sau mai proști, pe care îi ascultă sau nu. Asta e tot. Da? Asta este, de exemplu, priceperea lui Joe Biden în ceea ce înseamnă economia mondială. Stă, îi ascultă pe unii, ăia au toate studiile la zi, nu numai bacalaureatul. Îi prezintă situația și cât înțelege mușulică bine, cât nu, nu. Ce întrebări știe să le pună? De obicei, ăștia pun întrebări. Pun ca să pară interesanți. Dar ceea ce nu știm noi este ce comentează acasă sub plapumă specialiștii când se întorc la domiciliu. Te bă, cretinul ăla ce m-a întrebat. N-am avut niciodată Jessica, un președinte atât de cretin. Alea sunt, de fapt, adevăratele întrebări pe care trebuie să ni le punem, nu discuțiile dintre ei. Acolo e sigur că vorbesc manierat, pedant. De exemplu, n-a fost niciodată pedant omul nostru,
pe care îl pomeneam mai devreme, domnul Pivo, niciodată n-a fost pedant în toată viața lui. A făcut interviu la un moment dat cu unul, un mare scriitor italian, ăla băuse 3 sticle de vin de Sancerre înainte să intre în emisiune. Abia mort, absolut. Și ăsta îi punea numai întrebări de astea impertinente despre talent, despre creație, despre dezvoltarea ideilor. Până s-a săturat ăla și a trântit la valiera și spun anumite surse că i-a și ieșit un pic de vomă pe gură. În orice caz, a fost un pionier, cum se spunea la noi, în toate domeniile astea, și în televiziune, și în întrebări de-astea indiscrete, și în tot ce înseamnă cotrobăiala asta într-un suflet străin. Fascinant, într-adevăr, ca personal. Și noi, uitându-ne astăzi la noi, n-am moștenit aproape nimic. Impertinența asta, bazată pe talent, bazată pe niște realități de-astea, fie ele și efemere, asta e fascinant. Nu să muncești, să stai cu capul cum sunt ai noștri. Da, nici la salut nu-ți răspund de câtă treabă au. Stau cu capul într-un computer de dimineața până seara, moșmondez niște hârtii, hașurează niște întrebări și când ajung pe post nu știu să spună nimic. Bă. N-au nicio cursivitate a limbajului, n-au nicio ironie, nu știu să pună un punct și o virgulă. Bă. Și totuși venim dintr-o generație care, iată, avea din ce să se inspire. Uite, un Bernard Pivot, nu un Joe Biden. Unul dintre motivele pentru care economia noastră este în creștere se datorează dumneavoastră și multor altora. De ce? Pentru că noi îi primim pe imigranți, a afirmat Joe Biden la un eveniment de strângere de fonduri pentru campania sa prezidențială. Gândiți-vă la asta. De ce China stagnează atât de mult din punct de vedere economic? De ce Japonia are probleme? De ce are Rusia probleme? De ce India? Pentru că sunt xenofobe. Nu vor imigranți, a adăugat el în fața unui public american predominant de origine asiatică. De aici a plecat așadar interpretarea acestor idei. E greu. Să lovesc, sigur, de tot felul de puncte contundente. Pot să fie și bune, pot să fie și proaste, dar nu poți să-i impui Japoniei ceea ce i-a impus Statelor Unite. Deci e prima prostie a lui Biden. Dar Japonia are 1000 de ani înaintea Statelor Unite. De asta nu are nevoie de imigranți. Statele Unite, pe când Japonia era deja aproape un imperiu, Statele Unite nu exista. Iată. De exemplu, mai avem timp. Păi, și ăsta e un motiv pentru care nu trebuia să aduci toți imigranții, toți bețivii din Europa, toți aventurieri. Pentru că Japonia nu avea nevoie de ei. Avea deja o cultură peste cea a Europei. Statele Unite erau ăia. La, 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 la. Asta era. Hey. Joe Biden, sigur că a fost la școală, dar la vârsta la care e astăzi nu-și mai amintește. Bine, ne revedem și mâine, fraților, oricum o săptămână mai scurtă, pentru că am reușit să retezăm din temelii ziua de luni. Practic, ne-am apucat doar de la mijlocul ei de treabă. Revenim însă mâine, cu torba plină. Rămâneți cu bine. Program disponibil pe primaplay.ro.